Cojul se alătură miilor de orașe din întreaga lume care sărbătoresc Ora Pământului, acțiune de amploare care urmărește sensibilizarea oamenilor asupra schimbărilor climatice dure care afectează planeta. Astfel că sâmbătă, între orele 20:30 și 21:30, iluminatul public și cel arhitectural din oraș va fi oprit. În plus, corul Madrigal și elevii școlii de muzică Filaret Barbu vor susține un recital în fața Universității Europene Drăgan, dacă vremea o va permite. Poliția locală va fi cea care va asigura securitatea pe tot parcursul manifestării. Cam fiecare an și anul acesta dăm o importanță deosebită Orei Pământului, ce va avea loc sâmbătă 24 martie, între orele 20:30 și 21:30. Prin corul Madrigal, corul de copii, corul Madrigal Marin Constantin, cum se numește acum, împreună cu copiii de la Școala de Muzică și Arte Plastice Filaret Barbu, în fața Universității de Drăgan, va fi un mic concert dedicat Zilei Pământului. Va fi afectat iluminatul public din zona centrală timp de o oră și toate aceste lucruri se vor desfășura în condițiile în care nu va ninge sau nu va fi foarte fric să pună în pericol sănătatea copiilor, pentru că sunt copii de la clasa 1-a până la clasa a 8-a. Dacă la Lugoj se vor stinge becurile de Ora Pământului, la Timișoara acestea vor rămâne aprinse. Primarul Nicolae Robu a ales anul acesta un mod cu totul și cu totul inedit de a marca evenimentul. Sâmbătă de la orele 20, sub sloganul "Dăruiește naturii energia ta", timișorenii sunt așteptați în Piața Libertății, unde se vor afla 10 telescoape astronomice prin care vor putea privi cerul, iar pe scenă va fi susținut un spectacol cu peregrinii și Deep Six Project, moment ce va îmbina dansul cu focul.